Președintele Parlamentului Zinaida Greceanu efectuează o vizită de lucru în Federația Rusă astăzi și mâine la invitația președintelui Dumei de Stat. Din componența delegației mai fac parte vicepreședinții Parlamentului Ioan Ceban și Alexandru Slusar, dar și secretarul Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, deputatul Oazu Nantoi. Greceanu va avea întrevederi cu diferiți oficiali ruși, inclusiv cu președintele Dumei de Stat Vyacheslav Volodin, dar și cu Valentina Matvienko, președintele Consiliului Federației al Adunării Federale. Vizita președintelui Parlamentului survine la câteva zile de la relansarea comisiei de lucru dintre guvernele de la Chișinău și Moscova, după aproape 3 ani de pauză, la care vor discuta despre export sau livrarea gazului.